ai cărții, în acest templu al culturii, care este reprezentat de Târgul de Carte Bookfest în 2018. Suntem bucuroși să vă prezentăm doi autori și mai multe cărți. Doamna Georgina Popescu este la dreapta mea, domnul Iuliu Stanciu la stânga mea și vreau să vă spun că sunt autori îndrăgiți ai noștri care au publicat nu o singură carte, ci un număr impresionant de volume. Cel mai recent volum al Georginei, Georginei Popescu, este acesta. Se numește Carusel. Carusel și are un subtitlu foarte inspirat. Versuri, stare și culoare. Trebuie să știți însă că pe lângă a fi un volum de versuri, această bijuterie de carte este și un omagiu pios adus tatălui autoarei, Nae Popescu, Nicolae. De fapt, cartea cuprinde și o seamă de poezii ale tatălui. Vă dați seama că pe mine acest lucru m-a impresionat și pentru faptul că sunt tată de fete și în același timp m-a impresionat și pentru că mi-am mintit de legătura foarte strânsă pe care eu însă m-am avut cu tatăl meu. Deci, cartea aceasta și pentru mine a reprezentat mai mult decât un obiect editorial, așa cum și pentru Georgina este mai mult decât o carte. Se simte din la lectură din fiecare filă acest lucru. Trebuie să știți însă că aceasta este a patra carte a Georginei. Sunt patru cărți acum pentru un debat relativ scurt. Înaintea ei a apărut această carte, Price is the New Black, A Code to Live By, o carte cu foarte multe și serioase învățături legate de cum trăim noi într-o epocă de continuă criză, cum ne adaptăm și cum transformăm criza în ceva care să ne îmbogățească totuși viața și să ne permită să mergem mai departe cu fruntea sus. Zâmbetul de dimineață a apărut înaintea cărții Crisis, deci după zâmbet a venit criza. Se cheamă Un pahar de bugetări, versuri și nostalgii. Vă rog să observați subtitlurile extrem de interesante și revelatoare în același timp. Acestea denotă puterea creatoare a Georginei. Deci ea nu este numai un talent literar, ci este și o gânditoare, este și o producătoare de conținut ideatic ce ajunge direct în mintea și sufletul nostru. Iar prima carte, iarăși un titlu provocator și un subtitlu interesant, Viața merge și eu nu stau. Deci, vechea antică idee că nu ne scăldăm mereu în același râu, e o colecție de gânduri, zice Georgina aici. De fapt, este mai degrabă o scriere eseistică în care sunt prezentate experiența și cunoștințele autoare în domeniul financiar bancar. Și nu numai atât, sunt de asemenea concentrate aici multe momente de înțelepciune pe care viața i le-a oferit și ea știu să le culeagă. Revenind la Carusel, o să vorbim mai mult despre el după ce prezentăm și celălalt scriitor pe care îl avem aici, pe domnul Iuliu Stanciu. O să rugăm de colega noastră Gina să citească. Avem nevoie de o deșteptare și tocmai de aceea am ales această poezie, se numește Deșteptarea. O rază de lumină a apărut ușor,
s-a așezat pe mână și acum urcă de zor. Încet, încet ajunge pe braț, apoi mai sus și alene, apoi atinge un sân roz, luminos. De aici a crescut raza, a devenit mai lată. Altceva vrea să vază, dar oare o să mai poată? Ea nu, dar altă rază, înlocuind de prima, a intrat curioasă să vadă Patovin. Cum a intrat de-a dreptul, s-a dus și fără frică a luminat piciorul frumos de rămânică. Acum urcă și ea, cetișor pe pulpă. Zvâc, zvâc, prima parte aproape să se rupă. Acum oare ce vezi? E luminată timp? Ce nu-ți vine să crezi? Lăsând părul în pace, se puse pe un blat, spre un exemplu, acum zace pe curte a plecat. Doi sâni rotunzi și luminoși apar, sunt ce sărutați au fost și sunt frumoși. Tu încă și acum dormi, ființa adorată. E timpul să te scoli. Vezi? Ești luminată. Nu-i bine. Pui de om. Pui de credință. Ce crezi, nobil, te susține? Cine-ți dă așa voință de nu-ți intră în grații mine? Când îți văd privirea blândă, plină de serenitate, ochi ce nu pot să ascundă, gând pătruns de răutate, e un ce care amenință, izvorât din frumusețea cugetului tău de neam, alb neîntinat, ce-mi spune, trebuie să încerci, păgâne, sentiment de pocăință. Naie, 1960. Și acum, doamnelor și domnilor, este momentul să veniți în față, dacă doriți, să vorbiți despre autoarea noastră sau autorul nostru, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte despre ei, astfel încât să avem încă o cheie către universul artistic al fiecărei persoane creatoare. Nu e obligatoriu, fără îndoială. Am vrut să spun, nu m-am văzut așa tot de data. Ok. Atunci o să rugăm... Da? O sigur că... Ok. Sunt sora ei, bineînțeles. Nu mi-aș fi dorit să doresc să vorbesc sincer, dar văzând cât de multă lume se înghesuie, am zis că să spun trei vorbe. Nu știu dacă nu s-a auzit foarte bine, dacă ați spus că se împlinesc în acest an 30 de ani de când a murit tata și cu această ocazie s-a întâmplat evenimentul cărții. Ceea ce vreau să spun este că îmi pare foarte, foarte rău că toți copiii care au venit mai devreme aici au plecat. Pentru că din punctul meu de vedere, ceea ce am văzut, ce am ascultat aici și în materie de proză și materie de versuri, sunt exemple de urmat. Și chiar mi-aș fi dorit ca ei, în principal, să audă, pentru că, sincer, am scris la poezie și la proză de mi-a venit rău, doar că n-am avut curajul să public, la fel mama, la fel tata și toată generația trecută. Interesant era să-i vedem și pe ei că ne urmează. Din păcate, vom vedea, ne străduim. Să sperăm că măcar o zecime din ceea ce am auzit aici vom reuși și ei. Și mulțumim! Ok, a venit momentul să dăm cuvântul celor doi autori, ca după aceea să le obținem autografele. Vă rugăciunea să fie puțin mai aproape, pentru că acest microfon are un fir cam scurt. Și-ți dau microfonul. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit și în această seară. Și multe nu sunt de spus peste ce s-a spus deja. Sunt deja 4 cărți, scrisând atâtea, dar am avut ajutor de la prieteni și familie, pentru că niciuna din cărțile respectivă cu mine nu mai e despre mine. Da? Deci, practic, sunt colecții de gânduri de la prieteni, sunt colecții de versuri din parte de familie, așa cum zicea și sora mea. Cistit era să strângem de la toți membrii, dar o să mai folosim noi.
Iar cei 30 de ani de când s-a dus tata, nu-mi dau seama când au trecut, dar să știi că nici noi la 12 ani nu prea scriam poezie. De fapt, Mico scria mai mult la 12 ani decât acum, recunoaște. Sunt poezii frumoase. Eu le-am strâns pe niște zone, sentimente, stări, speranțe și altfel de caruseluri. Iar caruselul ca idee a venit pur și simplu din combinarea între gândurile lui și gândurile mele. Recitindu-le și transcriindu-le, mi-am dat seama că avem același ritm, avem aceeași melodie, ne învârtim cam în același sens. Și de-aia mi-am și permis să le public, pentru că am ajuns la vârsta la care unele din ele am reușit să le termin. Are unele lăsate neterminate, da? Deci am găsit prin caietele respective poezii complete și schițe. Și atunci o să vedeți în carte că pe unele scrie adaptare. Deci acelea pe care sunt adaptări, recunosc că a trebuit să mai aduc un pic, un vers, două ca să putem să le publicăm. Și sper să vă placă. Și sper să vă placă și portretul lui de pe una din paginile de început, pentru că poze nu am găsit într-o stare încât să le putem reproduce. Am găsit un portret făcut undeva la mare de un artist, da? În anul de grație, cred că era 1932. 1978, da? Deci eu aveam 4 ani și eu. Pe vremea, cred că a fost ultimul drum la mare, pentru că după aia m-am mai dus la mare abia când am terminat liceul. Și amintirile pe care le găsiți acolo sunt cumva și amintiri despre viitor, pentru că privim și înainte împreună din această carte. Vă mulțumesc încă o dată și vă invit să le citiți pe toate cu aceeași plăcere și aceeași relaxare de câte ori puteți până la Asta am și spus, că întinerește. Și este singura metodă pe care a descoperit-o deocamdată Olimpia pentru ca omul să intre în nemurire. Mai cunoașteți pe una? Nu. Sigur că istoria consemnează împărații, consemnează eroii, luptătorii și mai departe, dar putem intra în legătură directă de la minte la minte cu aceștia? Nu. Putem să citim despre ei. Însă din scriitor intrăm în legătură directă, chiar dacă el a scris acum 1000 de ani sau dacă este încă printre noi. Deci, singura metodă adevărată de a atinge nemurirea și comunicarea peste secole este scrisul. Bine, să spuneți că și arta grafică de asemenea, dar parcă totuși cu scrisul și cu gândul ne interesează mai mult, să spunem, ființa celui care a dat naștere textului respectiv. Ok, acestea fiind zise, urmează semnea de autografe. Vă invităm să autorii să ia loc la masă, iar cei care doresc autografe pot să cumpere cartea și să vină să primească autografe la dragii noștri autori. Mulțumim mult de tot și vă rugăm să participați și la celelalte lansări de carte ale noastre.